bună ziua! Se aude? Se aude. Da. Bună ziua, stimați cetățeni! Bună ziua, onorată presă! În special, ne salutăm pe dragii noștri fermieri și oamenii de la sate. Azi ne-am adunat aici fapta grijii față de agricultura noastră, față de satele noastre, ne-a adunat aici lângă sediul Ministerului Agriculturii, care iată 4 ani bancou, bancoace, au fost plimbat, au fost alungat din această clădire. Două săptămâni în urmă s-au întors, dar vedeți cât e de importantă agricultura, că nici inscripția nu a pus aici. Așa toată lumea și crede că e judecătoria aici, dar nu e Ministerul Agriculturii. Este atitudinea față de ramură, față de sat, clădirea a fost construită din banii agricultorilor, dar noi vedem ce se întâmplă. Câteva cifre, stimați cetățeni. Cred că ele sunt foarte elocvente. Jumătate din satele noastre doar au acces la apă potabilă. 4% din localitățile rurale dispun de canalizare. Din toată populația migranților care sunt, care au fost alungați din țară, peste 70% provin din zonele rurale. Satele mor și noi trebuie să constatăm cu tristeță că dacă nu întreprindem măsuri cardinale și urgente, peste 2, maximum 3 ani, procesul va fi unul irreversibil. Noi putem peste 2-3 ani să identificăm și bani, să combatem corupția, să reformăm toate lucrurile în țară, dar n-o să avem pentru cine. Și rămânem doar cu poezia la 1 septembrie, unde s-a născut veșnicia, care la sat precis că nu se va regăsi. Satul nu poate trăi fără agricultură, fără agricultură modernă, fără sectorul agroindustrial modern. Noi nu credem în perspectiva rachetelor cosmice și automobilelor care pot fi produse în Republica Moldova. Noi credem că în zonele rurale locomotiva rămâne agricultura, industria prelucrătoare, dar modernă, dar susținută din partea statului. Acest lucru este posibil doar atunci când statul se va întoarce cu fața. Acum el stă complet cu altă parte a corpului. Și noi cunoaștem de ce se întâmplă lucrul ăsta. Este trist și urât ceea ce se întâmplă. Care e modelul agriculturii la moment? Iată, noi putem să întrebăm pe acel ministru care tot ce a înțeles că agricultorii sunt pițiri. Asta unicul lucru care l-a înțeles pe toată perioada când se află la cârma agriculturii. Noi acum facem agricultura pentru holdinguri și supermarketuri. Iată, aceștia sunt stăpânii agriculturii la moment. Niște întreprinderi controlate din offshore-uri, din așa zise paradise fiscale, cu 10.000 de hectare, cu tehnică performantă, cu lucrătorii care nu sunt de la sate, e bine că încă mai vin totuși moldovenii, mă tem că și acest lucru se va schimba de grabă, care nu achită pentru sat nimic decât impozit funciar, care nu le pasă ce se întâmplă cu satul, cu infrastructura satului, cu dezvoltarea socială a satului, au strâns producția brută, producția care este de regulă, cereale și culturile tehnice, adică cu valoare scăzută, este exportată, TVA au primit de la stat înapoi, venitul s-a dus în offshore. Ce au aceste holdinguri cu Republica Moldova? Ce au ei cu satele? Pe de altă parte sunt supermarketuri. Din păcate controlate de regulă tot din străinătatea, care mai bine să aducă, să aibă de afacere cu importatorii, cu produsele importate, că noi cunoaștem, în fiecare tonă de carne și fiecare tonă de lapte, 40% sunt subvențiile.
La noi nici 3% noi. Desigur că când ai 40% de subvenționare, ai de unde să achizi și anumite plăți pentru supermarketuri. Agricultorii noștri, mai ales mici și mijlocii, nu dispun de așa posibilități. Și nu au acces la supermarketuri. Nu, cu greu au acces la piețele, că îi pline de intermediari. Și până la urmă suferă producătorul, care vinde producția foarte ieftin, și suferă consumatorul final, la care intermediarii vând producția cu preț dublu. Și toată smântâna este strânsă de un procent două, fie supermarketuri, fie firmele de intermediare. Și eu întreb, dar unde sunt aici fermierul moldovan? Unde sunt fermierul de la sat? Cei agricultori mici, țăranii, care rolul lor? Exodul, plecarea. Nu există răspuns la această întrebare. Noi avem agricultura concertată și concentrată în mâinile unui grup îngust de agenți economici. Este ușor pentru politicieni. Mai ușor de controlat așa 90% din producerea agricolă, de comerț. Ai chemat 20 de companii, ai chemat pe Vaja Giașa, ai chemat Transoil, ai chemat nu știu pe care. Ai spus câți bani trebuie să dea la partid, ce o să aibă de la asta. Dar satele lasă să zdohnească. Cu părere de rău, asta e poziția, asta e politica de stat. Pentru holdinguri, pentru întreprinderi, mega-întreprinderi și împotriva fermierilor de la sate. Și în primul rând, fermierii mici și mijlocii. Am fost nu de mult la un sat cu 7.000 de locuitori, lângă Nistru. 90% din terenuri sunt prelucrate de holdingul. Din 7.000 de sateni, 4 oameni lucrează acolo. Și nu știu cum încă mai lucrează. Alături erau legumicultorii care prelucra restul 10% din terenuri. Aproape 400 de oameni de la sate, sezonieri și nu doar sezonieri, lucrează la dânsii. Iată cine creează locuri de muncă. Iată unde noi trebuie să batem. Producătorii mici și mijlocii, subvenționare pentru dânsii, irigare pentru dânsii, procesare pentru dânsii, procesare modernă la scară mică, pentru 3-4 sate. Și desigur infrastructura. Infrastructura la sate. Fără ea, fără condițiile decente la sate, fără locuri de muncă, noi nu putem mai departe să mergem. Noi o să le pierdem sute de mii de oameni care mai sunt încă și mai țin la ultima linie de plutire satele noastre. Și noi trebuie să punem monumente la acești fermieri, dar nu batem joc de dânsi și spunem că ei sunt bițivi, că nu contribuie la buget, că nu mai cerșesc subvențiile. Să uitați la mâinile lor. Vedeți cum fiecare din ei de dimineață la 4 deja este la tractor și personal câteodată merge și lucrează terenurile. Vreau să văd pe acei de la holdinguri să facă același lucru. Noi trebuie să alegem model. Modelul agriculturii și modelul pentru sat. Sau noi mergem pe linia care acum este promovată de a distruge agricultorii, fermierii mici și mijlocii și de a distruge satele noastre, sau noi promovăm alt model. Model de fermierii mici, fermierii mijlocii, fermierii care se ocupe cu culturile intensive, pentru asta e nevoie de subvențiile, e nevoie de sprijinul, e nevoie de puține controle, e nevoie de un sistem de irigare extins pe toată țara. E nevoie să facem regulă în comerț, să dăm peste mâini la supermarketuri și intermediare. Iată, azi noi o să venim și la final voi citi toate aceste angajamente structurate cu politica și poziția foarte clară. Noi știm ce trebuie de făcut în agricultură. Noi suntem gata să conducem Ministerul Agriculturii. Și fără Perju și fără consilierea lui Dodon, care au distrus această agricultură până la capăt. Și se ocupă acum, în loc să vadă ce se întâmplă și cu ce se poate de ajutat la agricultorii, se duce la festivalul Căpușurii cu Dodon. Ce ai tu, ce ai pierdut tu acolo și n-ai căpușuna acasă? Să-ți cuți, cumpărăm ție căpușuna. Este urât și nu știu, n-am cuvinte să spun. Eu știu
Și sunt convins că platforma DA este capabilă acum, chiar cu multe întârzieri, cu întârzieri de 10 de ani, să scoatem agricultura din mocirlă. Noi avem fermieri în spatele noastre, noi comunicăm cu dânșii, noi avem un plan foarte concret și punctual, noi știm de unde să luăm bani și suntem gata să conducem ramura agriculturii. Avem oameni cu care ne mândrim. Chiar 3 reprezentanți agricultorilor sunt în primii 20. Suntem partidul țăranilor, fermierilor, satelor. Și cu această linie mergem cu capul sus în campania electorală. Și spunem ferm la toți fermierii. Fapta bună pentru noi este satul. Fapta bună pentru noi este agricultorul. Și noi o să facem tot posibil și imposibil în scurt timp, că timp lung nu avem, să ameliorăm situația și să salvăm satele noastre. Bună ziua, stimați cetățeni! Mă numesc Dinga Andrei, sunt fermier din raionul Ștefan Vodă. În același timp sunt și eu partea diasporii, peste 15 ani în Marea Britanie. Vreau să salut toată diaspora, toți copiii Moldovei plecați peste hotare și în special cei din Marea Britanie, o țară care îmi ocupă mare parte din inima mea, fiindcă mi-a dat multe și mi-a permis să vin, să mă întorc acasă, să investesc în țara mea. Am investit în agricultură și am ales un domeniu în special fiindcă eu sunt din regiune și mi-am dorit să-mi fac o viață bună acasă, să-mi dezvolt localitatea, să particip la viața socială-economică. A fost într-adevăr un drum și este un drum lung, un drum plin de greutăți, fiindcă este un domeniu destul de vitreg în Republica Moldova, în special pentru fermierii mici și mijlocii. În regiuni, în general, în domeniul agricol în țară, și vreau să spun diasporii, sunt o mulțime de oportunități. Și nu vreau să zic, să vin cu sloganuri, să zic, veniți acasă, haideți că facem. Într-adevăr, acasă este greu, dar noi trebuie să luptăm să schimbăm cadrul legislativ. Ca să veniți, ca să știți că investițiile dumneavoastră care le faceți acasă vor avea continuitate. Deci nu vă veți expune la riscuri resursele financiare care le-ați acumulat cu sudoare, cu greutate în diasporă. Deci, și este datoria noastră să luptăm ca să creăm acest cadru legislativ, să muncim și la domeniul vamal pentru protejarea producătorilor locali, și la domeniul scutirilor financiare și așa de mai departe. Deci în domeniul muncii sunt o mulțime de probleme cu care noi ne confruntăm, noi fermierii mici și mijlocii. În general, viziunea a noastră și a mea personală asupra domeniul agricol sau cum va fi modelul moldovenesc al agriculturii, noi niciodată nu vom putea concura cu colegii noștri din Ucraina sau România, fiindcă au și suprafețe mari și altfel se face agricultura, deci la nivel mare. Noi trebuie într-adevăr să investim și să subvenționăm fermierii mici și mijlocii. Și vreau să spun că unica putere sau forță motrice care va putea schimba sau ridica satele din picioare în Republica Moldova va fi diaspora. Fiindcă oamenii în sate nu au rămas. Sunt foarte puțini care pot ceva face, care pot duce o activitate economică bună. Deci diaspora va fi cea care va schimba Republica Moldova la față. Noi trebuie să investim în regiuni. Trebuie să investim în sate, în special în procesare. Sunt o mulțime de nișe unde putem face lucruri bune, lucruri frumoase. Deci noi, Republica Moldova, o putem face prin procesare și prin exporturi. Exporturile produselor alimentare calitative. Crearea unui brand național de produse alimentare. Sau că omul când din Europa, din Statele Unite, când ia un produs alimentar moldovenesc, să știe că asta e calitatea. Asta este produs curat. Și în acest domeniu noi trebuie să muncim și cred că este loc pentru fiecare din noi din diasporă să investim acasă, să ne creăm o viață bună, să fim alături de familie și în general să ridicăm această țară, să avem o viață frumoasă și ne mândrim că suntem moldoveni și suntem din Republica Moldova. Vă mulțumesc! Stimați prieteni, suntem aici pentru a formula o pledoarie pentru dezvoltarea spațiului rural.
Noi suntem un stat atipic european, pentru că cea mai mare parte a populației este o populație din mediul rural, de la țară. Peste 60% din populație se află, are rădăcini de la țară. Respectiv, avem o obligație specială să întărim politicile statului față de dezvoltarea satului, de unde am pornit cu toții. Din păcate, satele sunt lăsate de izbelește și mai ales satele sărace. Avem pachete de sărăcie, mai ales în spațiul rural. Populația de la țară este afectată cu 7% sau de 7 ori sărăcia este înfundată la țară și nu la orașe. De ce? Pentru că există zone defavorizate la care nu am răspuns la timp cu politici eficienti, efectivi și cu bani din bugetul de stat. Noi am propus în Parlamentul care a fost dizolvat o lege cu privire la zone defavorizate. Cum credeți cine s-a opus cel mai mult, cel mai vehement împotriva acestei legi? Exact ministerul care se va găsi în această instituție. Pentru că au considerat că ei știu mai bine să repartizeze banii. Și din Fondul Național pentru Dezvoltare și din alte fonduri care nu ajung la exact în zonele, în satele cele mai sărace. Noi propunem o legislație care să vizeze zonele defavorizate cu bani alocați de la bugetul de stat. Să știți că pentru acest lucru, pentru primul an în care noi vom adopta această lege, este nevoie de 200 de milioane de lei pentru zonele defavorizate, cele mai sărace sate. Această sumă de bani este exact suma de bani pe care PSRM-ul și-a însușit-o și-a repartizat-o clientelei politice la sfârșitul anului 2020, atunci când au împărțit bugetul pe criterii politice. Noi avem nevoie să ne orientăm la satele pe care să le scoatem din sărăcie, să le dăm infrastructură, să le conectăm la gaze naturale, să le oferim posibilitatea de a-și recalifica forța de muncă, să le aducem industria locală mai aproape de nevoile satului. Pentru că satul reprezintă nu doar un loc de producție agricolă, satul reprezintă o componentă importantă a identității noastre naționale. Pentru că anume satul ne-a adăpostit în zone și în timpuri de restriște și anume satul va furniza soluții pentru dezvoltare durabilă și sustenabilă a Republicii Moldova. Împreună putem să facem multe lucruri dacă vom schimba instituțiile cu oameni calificați, competenți, care să servească interesul public, care să se uite cu ochii de direct în ochii agricultorilor și să le răspundă la toate întrebările pe care le au. Noi suntem aici pentru a ne manifesta angajamentul de a dezvolta zonele defavorizate în sate care să reprezinte mândria Republicii Moldova. Pentru că avem stimă și respect pentru oamenii care sunt la țară, avem încredere că Republica Moldova se poate dezvolta sustenabil cu banii europeni, cu banii din fondurile pentru dezvoltare, cu oamenii inteligenți și calificați care se află în afara acestui oraș important, în afara capitalei. Pentru că Republica Moldova întotdeauna va fi mai mult decât Chișinău. Suntem pentru dezvoltarea zonelor defavorizate și aici împreună formulăm un mesaj clar de susținere a populației din aceste zone și le spunem că suntem cu ei. Fapta bună ne adună. Stimați prieteni, unii dintre dumneavoastră poate se întreabă de ce sunt aici. Sunt aici în primul rând pentru a-mi exprima recunoștința echipei platformei DA pentru activitatea pe care a avut-o în legislatura trecută. Cunoaștem care sunt sau au fost greutățile noastre, problemele dificile anului trecut. Permanent această echipă a fost alături de noi de fermieri. De atâta cred că este justificată prezența mea aici și nu numai aici și a tuturor fermierilor care cunosc aportul acestei fracțiuni parlamentare în legislatura trecută în sprijinul nostru. 2. Toată lumea cunoaște Republica Moldova, care este rolul și importanța agriculturii pentru destinul nostru, pentru economia națională și mai ales pentru toți cei care locuim în spațiul rural. Însă nu toți această afirmație au însușut-o mai ales din rândurile politicienilor pentru a acorda sprijinul necesar acestei ramuri fermierilor satului. De atâta avem situația care o avem și dacă noi inconștient în această perioadă când toți vin cu diferite promisiuni, mai ales în adresa noastră a fermierilor, trebuie să fim capabili să-i alegem pe cei adevărați și pe cei care vin
cu neștiință de cauză de gravitatea situației din acest domeniu. Sunt sigur că majoritatea lumii conștiente înțelege că situația din domeniul nostru, din agricultură, de la sat, nu poate fi schimbată, îmbunătățită, fără investiții majore, fără investiții enorme în acest domeniu. Despre aceasta, cu regret, parcursul anilor precedenți am auzit numai declarații, dar pași concreți, abia acum evidem că ei sunt înseilați în unele proiecte, programe de dezvoltare. Și aici sunt sigur că este și aportul acestei echipe, care majoritatea lumii care își dă seama ce înseamnă să fii politician, funcționar, responsabil, dă apreciere acestei echipe a Platformei de Unitate și Adevăr. Noi nu vom putea dezvolta domeniul nostru fără sprijinul esențial care poate veni din partea partenerilor noștri de dezvoltare. Cu regret, unele formațiuni politice nu dau importanță acestui moment și mimează alte proiecte și programe care oamenii cât de cât competenți știu că sunt sterile, știu că n-au viitor. De atâta, eu fac apel către toți agricultorii, către fermieri, să venim în sprijinul acelor formațiuni, acelor echipe care nu numai că au declarat, dar prin acțiuni concrete au țin la cursul nostru european, la relațiile noastre bune de vecinătate cu România, care chiar în momentul de față se distribuie în țară ajutorul sub formă de motorină fermierilor și care cu regret unii falși politicieni vorbesc cu ironie și cu dispreț chiar și despre acest ajutor. De atâta trebuie să fim prudenți, exigenți și să nu permitem ca acei care nu țin cu adevărat la interesul nostru național, la domeniul nostru a agriculturii, a spațiului rural, să-și facă, să se strecoare între concetățenii noștri și să le polueze conștiința cu diferite gogonămii care le-am auzit pe parcursul anilor. De atâta echipă, Platformă de Unitate și Adevăr, fermierii sunt oameni recunoscători și sunt siguri că ei vor lua decizii corecte în ziua de 11 iulie și vor vota Platforma de Unitate și Adevăr, care este una care a demonstrat pe parcursul anilor că este în sprijinul nostru, mai ales a agricultorilor. Succes și sugerez și altor echipe, altor formațiuni să ia acest exemplu public, să-și anunțe angajamentele față de agricultori, ca noi pe parcursul anilor să putem solicita respectarea lor, dar nu așa, știți, prin frunziș, prin ascunziș, strecoare acolo și să nu aibă nimic asumat, responsabil, așa cum o fac ăștia de la Platforma de Unitate și Adevăr. Bravo! Bună ziua țară, bună ziua popor, bună ziua electorat, bună ziua fermieri mici, mari și mijlocii. Astăzi, după cum vedeți, ne aflăm în fața clădirii Ministerului Agriculturii, o clădire care a fost construită în anii 80 a secolului trecut prin aportul tuturor agricultorilor din Republica Moldova și care în urmă cu 4 ani a fost luată. Și vreau să vă zic că una din cerințele care am avut în procesul protestelor din vară, toamna anului trecut, 2020, față de guvern și chiar față de prim-ministru personal, a fost cerința de a ni se întoarce Ministerul Agriculturii aici unde se află astăzi și aici unde a fost ultimii 30 de ani. Am avut în toamnă un protest al fermierilor. Al fermierilor, celor care au suferit în urma seciei a anului 2020. Și vreau să fac o comparație, aportul guvernului, aportul foștilor, a fostei majorități parlamentare
față de cei care am stat în stradă timp de 3 luni de zile. Am stat în fața guvernului luna decembrie, s-au baricadat în clădirea guvernului și au adus în jur împrejur câteva mii de carabinieri și nu și-au permis să iasă în fața protestatarilor, în fața fermierilor, să ne declare susținere, măcar ceva, ca să ne putem cât de cât reveni la normal. Ca mai apoi să auzim zilele trecute după ploaia cu gridină care a fost la Telenești, că ei sunt gata astăzi, cer 52 de milioane să ajute agricultorilor. Oare dumneavoastră, stimați agricultori, chiar credeți că acești oameni poate să vină în sprijinul vostru? Nu vă dați manipulați. Și vreau să vă zic, în tot procesul protestelor din toamnă, alături de noi a fost platforma, da. Iată-l, domnul Alexandru, domnul Igor Munteanu, Andrei Dinga, da, colegii care am fost mereu alături, practic, pe tot parcursul. Aceștia au fost cu noi alături. Ei ne-au susținut. Ei sunt demni de a crea condiții pentru agricultori, de a crea, de a ne aduce investiții în agricultură. Ceea ce se vorbește, astăzi merg prin satele Republicii Moldova către agricultori și aduc niște cifre că fondul de subvenționare în Republica Moldova a ajuns la 1 miliard de lei. În ultimii ani au ajuns la 1 miliard de lei. Oamenii când aud 1 miliard de lei, cei care nu știu ce înseamnă 1 miliard de lei, li se pare o sumă atât de importantă și atât de mare că ar trebui să fie în agricultură tractoare de ultima generație pe orice cătun. Nu este chiar așa. Noi credem și sperăm și cerem. Am cerut și pe parcursul multor ultimii ani ca fondul de subvenționare în Republica Moldova, ceea ce în agricultură, să fie minim de 1-2% din produsul intern brut, din PIB. Iată unde trebuie să ne orientăm și atunci vom putea vorbi despre o agricultură performantă. Ceea ce se face astăzi cu o agricultură performantă sunt câteva holdinguri care au intenția de a acumula, de a absorbi toți fermierii mici și mijlocii și aceștia care rămân fără ocupații să plece din țară. Așa cum s-au întâmplat pe parcursul ultimii 20 de ani. Ei au fost la guvernare, de la 2000 încoace. Au fost ultimii ani la guvernare. Nu am văzut nimic, intenția de a ajuta, de a ridica, de a investi. Au fost cointeresați numai de buzunarele lor personale. Și aceea ce mai vin, investițiile nerambursabile nu sunt accesate de cei mici, care practic nici nu au acces la ele. Noi ne adresăm către toți fermierii mici și mijlocii, ne adresăm către fermierii mari, ne adresăm către toți cei ce au participat în proteste și cei ce n-au participat în proteste și din partea lor am fost, chiar mergeau cei care nu ne-au susținut, mergeau prin satele Republicii Moldova la unii fermieri mari care sunt cumva manipulați și ajutați ca să fie contra noastră, să declare niște acțiuni contra noastră, contra protestatarilor, dar au beneficiat până la urmă cu mult mai mult decât au beneficiat fermierii mici. Noi astăzi ne adresăm către toți producătorii agricoli din Republica Moldova. Luați o hotărâre corectă. Uitați-vă cine vă este în sprijinul dumneavoastră și cine vă ajută și cine se luptă pentru interesele producătorului agricol. Și vă rugăm și vă dăm îndemn și vă chemăm ca la data de 11 aprilie, iulie, să votăm platforma, da, cei care pot să elaboreze legi, care, precum au demonstrat-o pe parcursul anilor, acestor ani de urmă, că ei pot, sunt capabili și pot să facă ceva pentru susținerea producătorilor agricol. Votăm platforma, da. Mulțumesc frumos domnul Mihai Grebincea, un fermier exemplar din satul Bogiceni, raionul Hâncești, care
are o experiență vastă în domeniu și puteți să mergeți să vedeți. E greu a fost anul pentru dumnealui, dar este unul din cei mai puternici fermieri mici în Republica Moldova. Mulțumesc încă o dată, Mihai. Și acum, așa cum am anunțat-o a început, o mică declarație în care noi, cei de o platformă, da, ne asumăm niște angajamente reale, realizabile și pentru care o să răspundem în fața alegătorilor după ce vom participa la guvernarea, guvernarea care nu poate fi pro-europeană, națională, democratică, reformatoare, fără platforma DA. Platforma DA consideră că guvernarea actuală nu are politici bune pentru antreprenori de la sate, pentru fermierii noștri, pentru agricultori, pentru comunitățile noastre rurale, care sunt pe calea de dispariție din cauza lipsei locurilor de muncă și a exodului populației. În fața intemperiilor naturale, în fața pandemiilor și a crizilor multiple, fermierii sunt lăsați să se descurce cum pot, fără a primi ajutorul necesar de la stat, așa cum se întâmplă în toate țările civilizate. Cetățenii Republicii Moldova își doresc o viață decentă la sate, în comunitățile noastre, cu locuri de muncă acasă, cu niște condiții de trai omenești, cu susținere pentru fermieri. Ei își doresc că produsele moldovenești să fie vizibile pe rafturile supermarketurilor, că importurile să nu prevaleze asupra produselor agroalimentare autohtone, iar offshore-urile să nu stăpânească agricultura țării, care trebuie să fie subvenționată onest, fără corupție și corupere. În acest context, platforma DA își asumă următoarele principale angajamente pentru perioada de 2 ani, ulterioară alegerilor din 11 iulie, când va fi partea unei guvernări pro-europene naționale cu adevărat democratice. 1. Asigurarea tuturor localităților rurale cu apeducte, gazaducte, canalizare, iluminat și sistem modern de evacuare a deșeurilor. 2. Depolitizarea procesului de repartizare a alocațiilor financiare pentru construcția și reabilitarea drumurilor, precum și triplarea acestora. 3. Lansarea programului național Salvarea Satelor, bazat pe două componente principale. Dezvoltarea sectorului agroindustrial și modernizarea cardinală a infrastructurii localităților rurale. 4. Triplarea fondului de subvenționare în agricultură cu acordarea priorităților fermierilor mici și mijlocii. 5. Crearea unei rețele moderne de irigare, care va acoperi teritoriul întregii țări, cu asigurarea accesului la aceasta a tuturor agricultorilor. 6. Industrializarea la scară mică a zonelor rurale, prin crearea mai multor întreprinderi mici, compacte și moderne de procesare a materiei prime agricole. 7. Stimularea la cote maxime a cooperării agricultorilor, în special în scopul exportului produselor de valoare adăugată înaltă. 8. Interzicerea accesului la procesul de subvenționare și a celui de arendă a terenurilor agricole, a companiilor cu capital din zonele offshore. 9. Limitarea importului produselor agroalimentare prin aplicarea tuturor metodelor tarifare și netarifare admisibile în cadrul angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova. 10. Asigurarea accesului direct al consumatorilor finali la produsele agroalimentare, fără intermediari și la prețuri accesibile. Acesta este programul pentru 2 ani pe care platforma DA se angajează să îl implementeze. Acest program secundat de descentralizarea reală a administrației publice locale, care este o altă prerogativă imperioasă a platformei DA, va salva comunitățile noastre rurale și va ridica acolo nivelul de viață într-o asemenea măsură în care să fie stopat exodul forței de muncă, să fie modernizate satele noastre și să fie asigurată pe deplin securitatea alimentară a Republicii Moldova. Am vorbit despre 10 angajamente, dar lista nu se închide aici. Noi avem un program amplu, punctual, cu identificarea surselor de finanțare, inclusiv prin stoparea contrabandei, schemelor, ridicarea la suprafață economiei tenebre, atragerea fondurilor externe. În opinia noastră, bugetul de stat minimum pierde anual 10 miliarde de lei care pot fi suplimentar încasate pentru satele noastre, pentru agricultorii noștri, pentru oamenii noștri de la sate,
care este zona principală de migrație. Suntem convinși, suntem siguri că cu așa echipă, cu așa fermier care au vorbit azi și mii de fermier care ne susțin, noi vom scoate țara. Dar țara, când vorbim, vorbim că țara s-a pornit de la țărani. De acolo s-a pornit și țara. Noi suntem capabili să oferim Republicii Moldova și satelor noastre alta calea, calea civilizată, care a parcurs toate țările și, în primul rând, țările vicine. Puteți compara ce au fost în România 15 ani în urmă și ce este acum, ne vorbind la Polonia, ne vorbind la Slovacia, ne vorbind la Cehia. Și, desigur, toate aceste măsuri o să fie secundate și un programul național Diaspora Acasă, așa cum a vorbit Andrei Dânga, întrucât cei din diaspora care se întorc, care au fost alungați din satele noastre, se întorc și vor să investească banii la dânsi acasă în zonele rurale. Și noi trebuie să facem condițiile propice, condițiile favorabile pentru dânsii. Iată de ce e important să avem acest program cu abordare complexă. Nu fragmentară, dar să avem viziunea prin care toate elementele au puzzle-ului care se numește statul moldovenesc să fie introduse și să fie foarte bine coordonate între ele. Faptă bună ne adună la noi în satele moldovenești, la noi acasă, la țară. Suntem siguri că câștigăm aceste alegeri și vom face multe, multe lucruri pentru Republica Moldova și în special pentru dragii noștri sateni. La 11 iulie chemăm toată lumea, în special satele noastre, diaspora noastră, care tot are legătură strânsă cu satele, să voteze platforma DA, care este platforma țăranilor, fermierilor și satelor. Fapta bună ne adună! Ne adună! Не одуна! Ви мулцумим фарти мулт. Трансмитет салутерлу першу, маяри оляка я одестат аич в ачест министер. Насаку ви скрис аич, пруняли ноастри сунт май калитативе.